Mulți înainte. Mulțumesc. Spuneți-ne, vă rog, povestea dumneavoastră. Ce s-a întâmplat? Și despre cine este vorba? Povestea mea e foarte complicată. Despre cine este vorba? Despre Popalin și despre prietatea sa. Alin și mai cum? Deci prietatea sa din Emanuela. Am înțeles. Ce probleme ați avut dumneavoastră cu acești oameni? Cu acești oameni am avut următoarele probleme. Mi-a făcut în 2017 un cavou Popa Alin. A aflat dintr-o sesivă legătă vând casa veche. Ați avut o casă de vânzare, să înțeleg. Casa veche, bătrânească, în aceeași curte cu asta. A aflat de vânzarea casei. A făcut tot ce le-a stat în putință înainte de vânzarea casei. Preotul Popa Alin s-a dus în comună Putrăci, județul Dâmbovița, la un prieten al său negustor să-i împrumute 20.000 de lei. Acesta a vrut să-i împrumute bani de acele dobândă. Așa, Popa Alin n-a mai fost de acord cu dobândă. Înainte seara a trimis de a veni de la Potroș, a trimis pe soția sa înainte în casa mea să aranjeze terenul. Așa, am avut mai multe discuții cu ei. Soția sa din Emanuela urma un concurs la București. Așa. Mă rog, între timp, în discuții preliminare, a spus că ei sunt oamenii lui Dumnezeu. Și am avut încredere în ei și am împrumutat bani fără dobândă. Eșalonați. Ce sumă i-ați împrumutat? Eșalonați. Păi am scris-am la prodărie 20.000 pentru soția sa cursurile. 6.000 de lei pentru mintea la decan. 5.500 de lei, mașina auto, Passat. După aceea, ce mai făcut? Bă, 22, așa,